Continuăm cu un nou avertisment de la Moscova. Ministrul de Externe al Rusiei a declarat că autonomia găgăuză va beneficia de atenție sporită din partea Kremlinului în contextul procesului de integrare europeană a Moldovei. Nu este pentru prima oară când oficialii de la Moscova fac asemenea declarații. Anul trecut, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Farid Muhamecin, a menționat că va acorda o atenție sporită autonomiei găgăuze și raionului Taraclia. Anterior, fostul viceministru de externe, Valeriu Chiver, și-a exprimat îngrijorarea față de implicarea tot mai activă a Rusiei în situația politică din țara noastră.